Nicușor Dan a ieșit foarte optimist de la întâlnirea pe care a solicitat-o premierului Nicolae Ciucă. Edilul Capitalei spune că este convins că va primi ajutor de la stat pentru subvenția la căldură. Însă, dacă nu va primi acest ajutor, iar se anunță una grea pentru bucureșteni. Sunt foarte optimist că o să avem un... Eu sunt foarte optimist că o să primim un ajutor din partea statului. În acest moment, tariful pe care ei îl au de plătit pentru gigacalorie este 164 de lei. Eventual, și eu mi-aș dori ca acest tarif să crească în mod echilibrat, după cum v-am declarat ieri, dar acel tarif pe care eventual îl vom mări va fi plătit peste 2 luni de la momentul la care vom da acea hotărâre de Consiliu General. Deci, pentru factura de noiembrie, care va fi plătită în ianuarie, bucureștenii să știe că vor plăti 164 de lei, pentru factura de decembrie, pe care o vor plăti în februarie, dacă nu se întâmplă nimic în Consiliul General, bucureștenii să știe că vor plăti în continuare 164 de lei. Însă deocamdată totul a rămas la nivel de plan, așa că se așteaptă bugetul pe 2022. Toată analiza vizează toate cererile municipalităților, care, după cum știți, totalizează 3 miliarde de lei și că ea o să fie făcută în contextul elaborării bugetului pe anul 2022, la care guvernul a început să lucreze deja. Nu am cerut bani pentru anul ăsta, în schimb am spus și fostului prim-ministru și actualului prim-ministru că vom avea o mare dificultate în ianuarie 2022. La sfârșitul anului 2021, noi nu o să mai avem niciun ban în cont. Asta înseamnă că vom plăti din ei subvenția pentru termie, vom plăti din ei subvenția pentru transportul public, vom plăti acele lucrări pe care avem să le plătim, o să plătim o parte din datoria de la autocar de 165 de milioane care a rămas din fosta administrație, o să plătim datorii pe la făcute de companiile municipale. Deci fiți siguri că avem o cheltuire judicioasă a banului public și nu dăm bani pe prostii, pe concerte, pe târguri și alte lucruri. Cât despre zilele și săptămânile în care bucureștenii stau fără apă caldă și căldură, Nicușor Dan invocă moștenirea rămasă de la Gabriela Firea. Problemele sistemului de încălzire centralizată s-au acumulat în ani, au fost ani întregi de inacțiune, ani întregi în care nu s-au plătit banii necesari, după cum știți, fosta administrație a adus Radetul în faliment, da? Ce putem să facem este, așa cum am spus, putem să intervenim de urgență în momentul în care se produc avarii.